Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Leonard Filip. Bun găsit, dragi prieteni, din nou din studioul nostru regional Accent TV Oltenia din Cetatea Băniei. De aici emisiunea este transmisă live atât pe Radio Accent 96.2 FM Oltenia, cât și pe televiziunea Accent TV Oltenia. Alături de noi două performere din handbalul de la SCM Craiova și PR managerul de la această echipă de la Media, Marin Turcitu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Colac Alexandra și Denisa Vulcan, bună ziua și noastră! Domnul Marin Turcitu era prins de emoția momentului. Da, bună ziua, m-a făcut PR, wow! Așa. Bună și această media, bun. Leo, eu înainte să începem emisiunea noastră, mă simt dator cu o reparație morală față de Alexandra, pentru că m-a numit PR-ul clubului. A supărat-o. Suntem mai mulți colegi care lucrăm la comunicare și în numele tuturor ne cerem scuze că am uitat de ziua Alexandrei și am uitat să punem pe toate canalele noastre de socializare îndemnul la mulți ani. Alexandra, cu scuzele de rigoare și cu întârzierea mare, îți spun eu la mulți ani. Mulțumesc. Să știi că te iubim. Să nu uitați de acolo tot staful să veniți și cu șampanie și cu un tort la Alexandra. Să reparăm, reparat complet. Facem reparație regulă, complet. Nu m-am supărat. Facem la următorul meci care este acum acasă. Uite că tot intrăm așa direct în emisiune. Facem reparație completă. E prea mult. Când o prezentați, spuneți la mulți ani Alexandra. Pentru 19 ianuarie. Dar e în regulă. Cu întârziere, dar este ok. Este bine atâta vreme cât colegii sunt alături de tine, da? Stafful tehnic este alături de tine. Da, probabil a fost o stare de, nu știu, de euforism, era sâmbătă, era weekend, da. Dar acesta nu este scuzabil pentru faptul că toate celelalte ambaliste au beneficiat de acest tratament. Iar la tine acolo s-a întâmplat o sincopă, nu știu, a căzut Instagram-ul, că era ianuarie, că veneam după Revelion, nu ne trezise. Tu ți-ai asumat, ai fost bărbat adevărat, ți-ai asumat, da. Nu făcusem un mare caz din asta, doar că... Nu, pentru că s-a uitat și pentru că suntem aici împreună, am ținut eu să fie public acest anunț și acest... Un gest foarte frumos, da? Sperăm că Alexandra l-a primit. Da, îl apreciez. Ce facem, Marian, aș vrea să te întreb pe tine în zona de staff tehnic și administrativ, ce facem cu performanța? Cât de greu se obține la SCM Craiova? În același timp, care sunt costurile? Pentru că vorbim de costuri personale, pe o parte costuri materiale și costuri de recuperare medicală. Adică avem trei paliere de-astea mari pe care se lucrează. Să știi că nu doar la SCM Craiova performanța se obține greu. Performanța se obține greu în general, sacrificiile sunt multe. Eu le mulțumesc oamenilor care vin în sală și ne susțin în sală și simt energia din sală, dar dincolo de meciul care se desfășoară pe teren, munca lor, munca fetelor, munca băieților de la basket, de la volei, este una imensă și sacrificiile sunt pe măsură. Nu veni să ne plângem și nu facem chestiunea asta ca pe o, să ne atragem noi așa, vai ce sacrificii facem noi. Nu vrem să facem chestiunea asta, dar munca este o muncă enormă. Eu le mulțumesc acum fetelor că sunt prezente aici, e și o situație în care să spunem că au putut să vină, în general nu putem să le scoatem din angrenajul echipei. Mulțumim și staffului și antrenorului Bogdan Burcea, mulțumim și Florentinei Stanciu pentru că le-au dat voie să vină în emisiune și mă bucur să fiu alături de ele. Pentru mine este o plăcere și o onoare să fiu între două mari sportive. Stai așa, acum, dar să știi că munca este una enormă tu, și... Tu ți-ai epuizat timpul discursului, am auzit o chestie care pe mine m-a cam speriat acolo, vreau să le întreb pe fete acum și te rog să te abții imaginea la comentarii. Regimul e atât de cazon acolo de să plecați cu permis de voie și în oraș și la pizza și la... Marine, te rog frumos. Nu în oraș. Nu, Marine, nu, te rog. Din timpul antrenamentele e normal ca stafful să facă regula și fetele să... Nu poate. Lasă-le să vorbească ele, Marine. Ia, te rog. Nu cred, doar că trebuie să ai timp să te și odihnești, să te pregătești înainte de antrenament, să mănânci. De exemplu, că am antrenat la 5 sau la 4 jumate și trebuie să ne odihnim înainte. Era ora prânzului. Da. Și, da. Aveți un program strict pe care îl respectați de odihnă, de alimentație și de antrenament? Adică există un tipar pe care lucrați? Încercăm. Da, adică nu poți să mergi la, în cazul în care ai antrenament la ora 3, nu poți să mănânci la ora 2. Nu o să te simți bine la antrenament. Trebuie să mănânci cu câteva ore înainte să poți. Deci, din câte văd eu, puneți gândirea de performanță înainte la viața cotidiană de zi cu zi pe care o are fiecare dintre noi. Adică noi oamenii normali care trăim ciclul, rutina zilnică, da? Avem un alt timp. O viață haotică.
Asta a sunat, da, destul. Trebuie să-ți formezi propria rutină. Întrebai despre performanță. Avem aici două sportive de performanță. Este evident că programul este unul pe măsură. Și este evident că pregătirea lor este una pe măsură. Și atunci, de-aia spun că mulțumesc staff-ului că am putut să le scot din angrenajul echipei, pentru că ele au un program, trebuie să odihnească, trebuie să mănânce la anumite ore. Sunt niște reguli. Dacă vrei să faci performanță, trebuie să le respecti. Vorbim de niște rezultate fabuloase pe care le-a obținut echipa de handbal de fete de la SCM Craiova anul trecut. Anul ăsta, către ce titlul v-ați îndreptat privirea, către ce performanțe? Ne-am dorit și ne dorim în continuare să intrăm în 1-5, să intrăm în cupele HF la anul. Cât de greu e să ajungeți acolo? Este greu, pentru că de la an la an campionatul începe să fie din ce în ce mai greu. Deci nivelul de performanță e ridicat, de la un an la altul. De la an la an începe să fie din ce în ce mai greu. Ce înseamnă provocarea asta pentru voi ca și echipă și pentru fiecare dintre voi individual? E dificil de atins acest target pe care vi-l propuneți? Da, normal că este dificil. Este foarte, foarte multă muncă în spate. Și foarte multe sacrificii, bineînțeles. Ce înseamnă sacrificii, ca să înțelegem și noi, pentru că de regulă sportul de performanță presupune aceste aspecte mai puțin plăcute. Și vorbim sacrificii și din viața personală, și din aia de dietă, și din aia sentimentală, adică toate pachetul ăsta de performanță vine cu niște costuri în spate. Acum știi cum este. Pe ea am mai fost întrebat ce face în timpul liber și deja ai scos-o din confort. Total. Deci, asta a fost prima reglă. Nu mă întrebați despre timpul liber, că mă scoate din sărite și din confort. Păi, vrei să răspund prea puțin sau prea mult? Uite, este de exemplu, o întrebare la care ei îi face foarte mare plăcere să răspundă. Deci, spune-ne, te rog, ce faci în timpul liber atunci când îl ai? Nu, ați întrebat de sacrificii. Păi, în primul rând, plecarea asta de acasă și că suntem departe de familie și din orașul în care am crescut. Asta e, cred că, primul sacrificiu pe care îl facem. De separarea de familie este un cost sentimental pe care îl plătiți pentru a obține performanță. Da. Și separarea de prieteni, bine, practic tot o familie sunt și prietenii. Acolo găsiți acea echipă care practic vă redă același suflet pe care îl aveți pentru a obține rezultatele de performanță. Da. Vorbim de spiritul echipei care funcționează de regulă, stimulat, bineînțeles, de banca tehnică, de zona administrativă care vă asigură confortul financiar și în această schemă, da? Puteți funcționa pentru a obține cele mai bune rezultate. Tu gândește-te că vorbim despre niște copii care încep de mici să facă sportul ăsta, fac sacrificii de mici și ajung la un moment dat să fie mai mult pe drumuri decât stau, acasă sau decât stau în sală. Pentru că dacă pleci cu autocarul până la Bistrița, deja vorbim de drum. 10, dacă te duci până la Constanța, tot cu autocarul și te întorci cu autocarul, pentru că transportul în general îl facem rutier. Și atunci, dacă vorbim de sacrificii, vorbim de foarte multe sacrificii pe lângă munca asta. Păi și un private plane, un avion privat, nu se poate la SCM Craiova aici, că e aeroportul aproape pac. Noi deocamdată nu putem să asigurăm private plane, jet. Dar încercăm să asigurăm condiții cât mai bune pentru sportivii noștri, atât cât putem noi, pentru că vorbeam de performanță și spuneam fetele, de la an la an, campionatul devine tot mai puternic. Devine tot mai puternic pentru că și banii pentru anumite cluburi sunt mai mulți. Noi nu ne plângem de bani și mulțumim administrației locale pentru ce ne asigură și sponsorul care vine alături de noi. Și rugăm să vină și mai mulți. Pentru că suntem într-o comunitate și atunci e bine și când faci business să mai întorci și comunității, măcar prin sport și prin exemplu sportivilor, să mai salvăm ceva din imaginea orașului. Dar nu vorbim de rata de feedback, de capitalizare a imaginii Craiova, care se transferă către SCM Craiova. Sunt orașe SCM Craiova, care au alocat sume imense, de exemplu, pentru următorul sezon anul acesta la buget. Tot cu autocarul se deplasează, dar și în aceste condiții, să știi că achizițiile noastre și echipa noastră, fetele care sunt la echipă de ceva timp și fetele care au venit, sunt achiziții foarte bune. Să nu uităm că noi am încheiat anul 2023 pe locul 2. Da. O echipă fabuloasă, și eu spun fabuloasă, și astăzi, pentru că sunt aceleași jucătoare. Și eu am încredere în ele, deși am avut o sincopă de câteva meciuri, am încredere în ele că își vor reveni și vor juca la fel de bine, pentru că sunt aceleași jucătoare. Și am încredere că ele își vor reveni și vor face performanța la același nivel în continuare. Și putem să ne ducem acolo unde au zis ele, unde este obiectivul să jucăm în cupele europene. Eu mă uit și la Denisa și la Alexandra, la privirea lor, la expresivitatea fețelor. Se vede determinarea, se vede dorința de a face performanță și în același timp se vede și foamea de glorie și de victorie. Cât de mult contează aceste aspecte când intrați pe terenul de joc? Care vă stimulează cel mai mult? Nu știu, relația cu prietenii, cu familia, foamea asta de glorie, nu știu, care dorința de a obține rezultate individual, poate să vă remarcați mai mult? Nu știu, cum percepeți dumneavoastră în momentul în care intrați în teren actul sportiv de acolo? În momentul în care intru în teren mă gândesc
să fac lucruri bune încât să ajungem la victorie. Nu mă gândesc. Deci victorie, trofeu, victorie, trofeu. Așa vizualizez mental. Au fost foarte multe meciuri în care s-a întâmplat să dau un singur gol, dar a câștigat echipa, am fost foarte bucuroasă, sau niciun gol. Depinde de meci, de situații. Deci te integrezi în spiritul echipei de acolo. Da. Zona individuală se cam anulează. Mai puțin, da, mai puțin. De asta e o echipă până la urmă. La nu tine, Denisa? Care este principalul elan, principalul avânt care te mână în lupta? Dorința de asta să câștig, să obțin o victorie. Dorința de victorie, da, da, da. Asta funcționează de regulă cel mai bine. Da. Da. Dacă îmi doream individual, mă duceam la alt sport. Atletism, la, nu știu, orice alt sport individual. Dar mi-a plăcut ideea asta de echipă. Omogenitate de echipă, de spirit de echipă, da. Cât este de greu să funcționezi într-o echipă, pentru că poate una dintre voi are o zi formidabilă în ziua meciului, iar cealaltă poate vine, nu știu, vine cu un mental scăzut, vine cu o problemă de sănătate, adică e destul de complicat să regați echilibrul ăsta în teren. De aceea se numește echipă, să ne susținem, să se dacă ridicăm una pe alta. Dacă într-o zi bună și eu într-o zi proastă, o să vină să-mi zică, hai Alex, trage de tine, bine, o să poți. Deci n-o să mă lase dacă ratez. Să-mi zic să nu te mai duci nu și data viitoare, da, o să-mi zic că hai, mai încearcă, o să poți. Adică mă susține sau viceversa. Deci e clar că mentalitatea pentru performanță care o aveți este una care se bazează pe greșeli care obțin performanță, nu alea pe greșeli care se dramatizează și conduc la eșecuri perpetue. Dacă dramatizăm, o să ajungem să ratăm clacați și mai mult și da, clacăm și nu o să iasă ceva bun. Cum simțiți în momentul în care intrați în teren pulsul adversarilor, în momentul în care vedeți echipa adversă, cum le percepeți? Cum interacționați cu ei? Pentru că ei la rândul lor transmit ceva către echipa voastră, voi la rândul vostru transmiteți ceva către echipa adversară. Ați văzut că sunt unele care intră, poate intră cum? Nu știu, cred că este greu de spus. Dacă îmi văd vibe-ul ăla, vibe-ul, să folosesc întrebările astea, vibe-ul ăla. Îmi doresc să depășesc, să fiu întreg, să câștig în fața ei. Păi și dacă le vedeți pe alea că intră în teren și intră, vă privesc de la etajul 12? Și eu așa, o să facă așa fel încât să o privesc de la 15. Încerc să îi demonstrez că... Să o tragi de las, o adică. Da, vin aici. Ceva de genul. Să știi că eu stau, de obicei, ajung cu o oră înainte de meciuri, de obicei. Cel puțin 30 de minute, clar. Și stau în tribune și mă uit la ele când ies la încălzire, când încep să-și facă încălzirea și văd și adversarele, văd și pe ele. În primul rând că este o chestiune de respect reciproc între sportive, pentru că s-au întâlnit atâtea ori în lupte pe teren, încât nu mai există chestiunea aceasta între sportive de a privi de sus o echipă pe cealaltă, oricât ar fi de trebuie bună o echipă adversar sau cealaltă. Este vorba despre respect între sportivi, profesioniști și respect între adversari. De exemplu, la CSM București, când a venit cea mai tot avem aici un idol, Denisa, când a venit cea mai bună sportivă din România, da, pe teren, nu a existat sentimentul acesta de superioritate al echipei, că avea cel mai bun jucător din lume în echipă sau ceva. S-au tratat foarte frumos, s-au salutat, s-au îmbrățișat. Sunt totuși, după ce se termină lupta, rămâne poate... omul, rămâne prietenia, rămâne legătura aceasta între poate sportivi, care mai... poate în viitor sunt viitori colegi, sau mai știu eu. Și atunci nu există acest tratament. Dar există respectul și există concentrarea fiecărei echipe înainte de meci. Asta, obține asta vorbim în termeni diplomatici. Știm foarte bine că în momentul în care intră în teren, contactul este foarte dur. Râvna pentru victorie este una extrem de acerbă și de partea unei echipe și de partea celelalte. Da. Și nu vor precupeți niciun fel de efort pentru a-și arăta superioritatea una în fața celelalte. Categoric, adică lovirea asta, ciocnirea asta este extrem de puternică. E o lovire sportivă. Este ciocnirea sportivă care se manifestă în teren. Și fiecare echipă este normal să tragă, să lupte, să câștige. Dar la fel, eu sunt acolo în sală și la final le văd că își dau mâna să iau în brațe sportivele. Corect, la final de joc, asta e adevărat de fair play. Fair play-ul contează în momentul câștigat în care se finalizează. E normal că fair play-ul se întâmplă. Ce mai, poate unul se care mai întâmplă și accidente în teren. Dar cum ar spune un clasic în viață, ghinion. Să sperăm că ghinionul nu este atât de mare încât să fie accidentări foarte grave pentru sportivi. Dar se mai întâmplă și ciocniri. Alexander, e un sport de contact, totul. E un sport de... Alexandra, vrei să spui ceva? A trecut ideea. A trecut ideea, da, a trecut ideea. Nu. Da, ce vreau eu să vă întreb apropo de modul în care simțiți vibe-ul, să folosesc termenul ăsta cosmopolit, da, al prezentului, da, de la echipa adversă, făcând o legătură cu o filozofie foarte veche care e folosită și în armată și în sport, al lui Sun Tzu, arată-te slab atunci când ești puternic și puternic atunci când ești slab. Dacă o echipă care e extrem de puternică, în momentul în care intră în teren, se arată foarte slabă. La aparență. Și în realitate când începe să joace, dă dovadă de o clasă net superioară. Ați avut de-a face cu astfel de echipe? Sincer, nu cred că... Nu. A venit o echipă
la Craiova să se dea lovită. Păi în prima așa, fază intră în teren, nu, mai așa, mai... Nu, fiecare nu echipă intră în teren, își face treaba, adică... Fiecare echipă studiază. La nivelul... Înainte de fiecare meci. Categoric, da. Meciul, da. Studiază meciul, adică știi cu cine ai de-a face. Și dacă vrea să se dea lovit, nu merge. Nu ai cum să mergi să te arăți slab. Fetele, ca să spun așa, nu se duc după fentă. Da. Da, înseamnă că aveți o strategie foarte bună, studiați tot timpul materiale video cu echipele adverse pe care le primiți înainte de meci, probabil studiați fiecare jucătoare în parte, tehnicitatea pe care o are, regulile de joc pe care le impune, probabil aveți și soluția pentru fiecare dintre jucătoarele respective, pentru a le, aia vreau să zic, pentru a le bara activitățile, ca să spun așa, în timp util și nu avea rezultate defavorabile pentru voi. Aș vrea să ne întreb pe tine, de ce Cristina Neagu? Nu cred că... deci să spun de ce Cristina Neagu, mi-a plăcut dintotdeauna, am urmărit-o de când sunt mică, mi-a plăcut de ea modul în care intra în teren și se arăta și încerca să arate mereu deci și a arătat că și-a... Exact da. Cum sunt Lady din Bănie. Da, le ca o leoaică, da. În cazul vostru pentru că reprezentați secțiunea Craiova. Am urmărit-o mereu și am încercat mereu să învăț lucrurile. Deci a fost modelul tău de când erai Da, cred mică. Că de când am început handball-ul. Iar la tine, Alexandra? Până să-mi găsesc postul, la fel, era Cristina Neagu, era... Dar apoi am mers pe postul... Ți-a luat Alexandra, ce, bă, dacă e Alexandra, pe... nu mai vreau, vreau pe altcineva. A luat-o Denisa și am zis să... am început să joc pe postul de extremă stângă și automat a fost Elisei. Elisei? Da. Care mi-a fost și colegă. Păi și dacă vine o altă colegă în echipă și spune că e tot Elisei, și după aia ce mai? Bă, nu mai place nici de Elisei. No, asta nu, asta glumea, dar Elisei a fost, este idolul meu. Adică mi-a plăcut dintotdeauna cum joacă, am și avut cum să învăț de la ea fiindu-mi colegă. Deci și, Denisa Cristina Neagu, Alexandra Elisei. Da. E un lucru bun, zic, adică deci v-ați setat niște... Denisa și Alexandra. Denisa, scuze-mă, Denisa și Alexandra, da. Eu cred că ați făcut setele foarte bine din punct de vedere al mentalului de performanță, dar, pe de altă parte, lupta pe care o aveți de dus pentru a egala numele astea este destul de complicată este, și, în același timp, sacrificiile pe care, probabil, v-ați setat limitele atât de înalte pentru a și le atinge, probabil. O să spun o chestiune, apropo de performanță și despre Cristina Neagu, că a fost un fenomen foarte frumos din punctul meu de vedere, imediat după meciul cu CSM, când foarte multe puștoaice au fost în sală prezente și au venit pe podea după aceea, pe parchet, ca să-și facă poze și să vorbească și să ia autografe la Cristina Neagu, iar Cristina, de data aceasta, chiar a avut așa o răbdare extraordinară și a stat cu ele, așa, încercuită de o armată de copii și le-a dat autografe și am vrut noi să o luăm la interviu și la un dat am zis, băi, nu facem treaba asta, nu scot între copii, că ar fi păcat și a stat destul de mult timp, nu mai puteau cei din staff să o scoată între copii, ceea ce înseamnă ca un model. Și sunt foarte importante modelele pentru că avem deja aici două sportive care vorbesc despre model și spun că a fost modelul lor și Cristina a fost modelul lor și atunci... fiecare dintre ele, poate că ele nu-și dau seama, dar eu spun că fiecare dintre sportivele noastre sunt model pentru copiii care vin la sală, pentru copiii care ne urmăresc. Și atunci la cine te uiți? Te uiți la sportivele care sunt în teren, te uiți la sportivele care joacă și ele sunt un model. Și e de admirat chestiunea asta, să-ți asumi inclusiv treaba asta ca sportiv profesionist, să fii model pentru cineva. Și atunci grija este cu atât mai mare. Să nu dezamăgești. Să nu dezamăgești ca model, să nu dezamăgești ca sportiv. Ai subliniat un lucru extrem de important în zona de performanță. Pe de o parte, modelul acesta, idolii pe care și creează fiecare, pe de altă parte, frica de dezamăgire. Sunt două elemente situate la antipod în dorința în care cineva dorește să obțină performanță. Fie că e vorba pe cont propriu, pe individual, fie că e vorba ca spirit de echipă. Cum funcționează acești doi antipozi în rândul fiecăruia dintre dumneavoastră, aș vrea să vă întreb. Pentru că, de regulă, ai un model, îți dorești să obții performanță victorie, dar pe de altă parte ți-e frică de eșec. Nu știu cum să mă exprim. E oarecum intimidant în momentul în care ai contact cu adversarii și cu terenul? Îți creează pe de-o parte exact ce vorbeam. În momentul în care te gândești la fama aceea de victorie, de trofee, te simți extraordinar de bine, dar în același timp când ți apare în minte drăgușorul și scoate aia spaima de eșec, nu te dezechilibrează oarecum? Spaima de eșec ar trebui să te, nu știu, să te motiveze, să arăți ce ai mai bun. Cred că tuturor le este frică de eșec, dar și în viața de zi cu zi.
există frica de eșec. Dar dacă rămâi în acea zonă, nu o să poți să dai reușești. Înainte să reușești. Din experiența voastră care o aveți, ce le-a sfătuit pe tinerele fete care încearcă să vină să practice handbalul de performanță? Și uitați, le aveți acolo. Să muncească foarte mult. Deci, primul dată, puneți mâna pe muncă. Să-și creeze propria rutină și să aleagă dacă își dorește să facă handbal, sport, performanță, sau își dorește să aibă o viață normală, pentru că este o diferență. Da, două lucruri diferite. Între sâmbătă seară să dormi sau să ieși în club, în oraș, cu fetele, cu oricine altcineva și să te odihnești. Da, nu poți să le faci pe amândouă. Da, trebuie să-ți... Păi și voi nu simțiți nevoia să ieșiți în oraș cu fetele? Sau simțim, dar noi ieșim noaptea. Limita bunului simț. Ce înseamnă limita? Adică la 7 sunteți în cameră sau la cât? Nu, nu chiar 7, dar la o oră rezonabilă. Da. Două dimineața? Două, pare că dacă veniți târziu, mai bine veniți de vreme. Vorbim rezonabil, la o oră rezonabilă. La sportivii de performanță este evident că s-a făcut alegerea și le spuneam foarte frumos că trebuie să depășești teama aceasta. Și e unul dintre mesajele importante pentru copiii care își doresc să facă sport de performanță, să-și depășească teama, să încerce. Să nu fie frică că o să-și vezi. Încercând, reușești. Este evident că o să și eșuezi în anumite situații. Te ridici, mergi mai departe. Asta facem toți până la urmă. Dar cu atât mai mult ei, sportivi. Pentru că atunci când ai înfrângere, este evident că te afectează. Evident, eu le-am văzut de multe ori pe fete când au fost învinse și au ieșit pe teren și nu vreau să mai vorbească, pur și simplu. Nu vreau să mai uit la tine. Am văzut fetele plângând. Da? Le-am văzut atât de supărate și afectate că au... Pentru că își doresc atât, așa cum spuneam și la început, își doresc atât de mult victoria de fiecare dată, încât atunci când au pierdut, le-am văzut plângând. Și au plecat de pe parchet, la vestiare, plângând. Dar asta nu înseamnă că a doua zi nu au venit la antrenament. Da, mergi, faci un duș, mergi acasă, și a doua mănânci, zi au venit la antrenament și au început iar munca. Zmesteci înfrângerea și după aia o transformi în victorie. Da, nu poți să o lași să te... consumi atât de tare încât să a doua zi să nu mai faci. Trebuie să te pregătești pentru următorul meci, să arăți că poți. Ce înseamnă spiritul ASCM Craiova în ecuația asta atunci când e supărat și te duci acolo și găsești un vibe pozitiv, o energie pozitivă în teren? Cred că te ridică. Da, fiecare dintre noi, cred că... alături spiritului. Da. Nu poți să... E molipsitor, adică. Da. Deci, deși vii cu o stare negativă acolo, echipa te molipsește dacă îți dă bună dispoziția și încrederea în forțele proprii. Da. Sau în cazul în care e mai multă lume supărată, trebuie să te gândești, hai să mă duc să le dau eu un vibe bun, să schimbăm atmosfera. Deci nu merge să te duci tu cu piesa aia supărat, să doamne, iară să pui la echipă, că echipa ce pui aia să te duci și tu de acasă. Îți spun eu dacă vrei despre piese. Mai bine nu da cu dalea de aceste zilele mele. Vin eu și dau din casă și pregătim ședința foto de început de sezon cu fetele. Începem așa, un pic mai pe supărare, așa, eram... Era și de dimineață când... Era nu? Foarte da, dimineață. Da, era foarte dimineață. Le scosesem la fel din program și am început așa, pe liniște, treceau fiecare și deodată cineva a dat drumul la muzică. Au dat drumul la o melodie. Da, au adus o melodie și... mai alertă, o melodie și au început deodată. Atmosfera s-a distins, fetele au început să... și au început să joace și atmosfera a fost atât de mișto. Și a ieșit ședința foto atât de bine încât după aceea nu mai plecau de la poze. Da, mai voiam poze. Și despre asta este vorba, asta este spiritul. Că la un moment dat au trecut de faptul că s-au trezit de dimineață, că le-am scos din rutina lor și au zis, băi, suntem aici împreună, suntem la ședința foto. Hai să facem ceva frumos. Hai să ne iasă bine. Suntem, și într-adevăr, a fost o ședință foto foarte, foarte mișto. Apropo de cum ajută spiritul. Da. Pentru că ele funcționează, și stau foarte mult. Funcționează foarte atunci. Mult împreună și atunci este normal să se ridice între ele. Echipa pentru Păi stăm mai mult la sală decât la sală cu echipa decât cu familia aproape. Da, familia aproape vorbiți pe telefon, pe Facebook, pe Instagram și în realitate stați mai mult la sală. Da, da. De obicei, de exemplu, îmi văd părinții o dată pe săptămână sau chiar la două săptămâni, deși stau relativ aproape de mine, doar că atunci când au ei liber, eu sunt ori la meci, ori la sală, ori în deplasare și atunci se întâmplă să ne vedem și la două săptămâni. De cât timp v-ați impus programul acesta pe care l-aveți? De câți ani? 10, 11 ani de când deci de 10 ne-am apucat. Iar la tine? Am început handbalul la 7 ani, dar am început să-mi creez o rutină, cred că probabil, când am început handbalul de performanță, când am început să mă implic cu totul. A intrat în acel tempo de care presupune performanța. A fost greu să faceți tranziția asta de la
o viață normală, o rutină normală la una din asta spartană ca zonă bazată pe dietă strictă și pe program strict? Sincer, nu. N-am simțit-o chiar. Eram, adică, atunci când am venit la SCM Creva, aveam 18 ani și pot să zic că eram destul de mică. Și n-am simțit-o, am luat-o pas cu pas și n-am simțit ceva drastic, brusc. No, a fost o tranziție ușoară, să zic așa. Da, într-adevăr, probabil dorința asta de glorie și de performanță a fost una foarte mare, iar sacrificiul acesta pe care l-ați făcut nu prea a contat în registrul viitor pe care vi l-ați propus pentru a obține rezultate. Da. Dar ce înseamnă ați ridica cota acțiunilor ca și jucător? Deci ați ridicat ștacheta foarte înalt ca să poți să-ți negociezi un preț mai bun de transfer. Cât de mult contează asta în cariera unui jucător? Pentru că știm foarte bine, toți mari jucători sunt cotați pe o astfel de bursă. Adică în momentul în care o echipă și-l dorește, fie că e vorba de în străinătate, fie că e vorba din România, are un anumit etalon al salariului pe care îl oferă. Cât de mult trebuie să luptați pentru rezultatele astea? Destul. Mult. A fi bine cotat. Da. Adică da. Să urcați. Păi și Simona Halep a fost numărul 1, dar acum o ia practic de la bază. Pentru a ajunge din nou numărul 1. Adică vorbim de o luptă foarte complicată care necesită timp, energie, bani, sacrificii și mai știu eu câte și mai câte. Dacă le numărăm acum, nu ajunge 3 misiuni. Bine, la Simona Halep, cred că în momentul de față este nu, acolo ceva a fost caz diferit. De forță majoră. A fost caz de forță majoră, a fost caz de forță majoră, care în momentul de față l-am impus doar ca și necesarul de inventar, ca să spun așa, pentru a ajunge la nivel de performanță. Și probabil voi îl simțiți pe propria piele, dar și familia care, părinții voștri probabil nu se prea bucură de prezența voastră în sânul familiei. Pare că face așa. Se bucură Mărin mai mult încep aici la sală. Încep să faci așa, pare că e o drama asta cu sacrificiu. E un sacrificiu asumat, asumat, da. E un sacrificiu asumat și de care ele nu se plâng și planul este asumat. Apropo de chestiunea asta cu cota fiecăruia, fetele știu și sportivii știu că de fiecare dată când intră în teren au ochii puși pe ele. Și că sunt supravegheate, ca să zic așa, și sunt evaluate de alte echipe și de scuterii altor echipe și este normal că ele să tragă cât mai tare și să ajungă la echipe cât mai mari, dacă se poate în afară. Așa ne-am dorit noi, ca cine plecă de la noi să plece totuși afară. Parcă ar fi așa mai puțin amară plecarea unor jucătoare dacă ar fi să plece afară și nu la altă echipă adversă din campionat. Dar până la urmă este carieră fiecăruia și o construiește cum consideră de cuvință și este munca fiecăruia și este normal să își dorească mai mult fiecare de la el. Aș vrea să întreb pe tine, Marino, ce presupune din punct de vedere administrativ activitatea handbalistică de la sala polivalentă? Pentru că știm foarte bine, vorbim de parchetul care a fost schimbat recent în sala polivalentă, vorbim de partea medicală, vorbim de recuperare și așa mai departe. Adică presupune niște costuri anexe la această performanță pe care voi trebuie să le suportați fie că aveți buget, fie că n-aveți. Cercăm să ne descurcăm și să oferim sportivilor cele mai bune condiții. Uita, de exemplu, de curând am mai făcut o sală de forță, da? O sală în care, pentru că aveam una, nu se puteau antrena decât pe rând sportivii. Este foarte frumoasă. Acum am făcut o sală care este foarte bine echipată și suntem foarte mândri că o avem și că ei pot să se antreneze în condiții și mai bune și să-și facă treaba. Nu e nici ușor, nu este așa la îndemâna oricui să țină echipele și de performanță, să facă performanță. Și noi ne zbatem să o ducem la capăt așa cum trebuie. Avem o echipă de conducere care știe despre ce este vorba, știe cu ce se mănâncă sportul și face toate eforturile necesare pentru a le oferi sportivilor condiții bune. Domnul director Adrian Cosman este fost handbalist. Și este evident că are și o dragoste mai mare față de acest sport, dar nu facem diferențe între sporturi. Și acordăm atenția necesară fiecăruia. Ne bucurăm, de exemplu, că și băieții la basket acum au început ușor să-și revină și sunt într-o pasă bună. La volei nu mai vorbim, că suntem acolo unde trebuie și sperăm să terminăm campionatul pe un loc foarte bun. Fetele deja văzut așa o revenire, un restart la meciul trecut și am învins. Este adevărat că pretențiile spuneau cei de pe margine: haideți, domne, că jucăm cu ultima clasată, fiecare meci este important și fiecare meci este dur. Și cred că la următorul meci vom face o figură frumoasă, pentru că ele au o stare bună, sunt ok de punctul ăsta de vedere și cred că la meciul cu Târgu Jiu vom face o figură frumoasă și vom câștiga. Nu ne plângem,
ne-am asumat, suntem acolo, trebuie să oferim condițiile cele mai bune pentru ca ele să facă cea mai bună performanță pe care o pot face. Deci nu e nimic. Și dacă noi la final de sezon spunem că suntem în cuplele europene sau spunem că uite, am terminat pe locul 3 aici și am mai luat ceva și s-a mai întâmplat ceva, ne bucurăm. Ne bucurăm și încercăm să o tragem tare. Deci și noi de lucruri organizate în cele mai mici detalii. Tare. Nu e lăsat nimic la voia întâmplării acolo sau la ceva la să dați pe mâine. Dincolo nu de ceea ce facem noi la nivel de club sus, fiecare staff încearcă să-și tragă și să-și organizeze lucrurile cât mai bine și știe care susține din partea clubului să o facă. Să știi că a existat la început că regimul este cazon. Regimul este unul profesionist, nu cazon. E profesionist. Bine, semideschis, hai să folosesc un alt termen. Vorbim despre un club profesionist și ne comportăm ca atare. Că este loc de mai bine la orice club și oriunde în lume este loc de mai bine. Și încercăm acolo unde sunt probleme, dacă intervin probleme, să le reparăm și să le rezolvăm și ca lucrurile să revină să revină la normal și ele să beneficieze de cele mai bune condiții. Acum eu le pot spune dacă într-adevăr la club condițiile sunt mai bune decât în altă parte, pentru că ele se mai duc și în, da, când te duci în sala altuia, mai vezi cum sunt condițiile. Eu n-am fost în toate salele din țară, ele au fost. Da, dar pe de altă parte să știi că practic Craiova investește foarte mult și financiar și emoțional în SCM Craiova, dar același timp și rata de feedback din partea dumneavoastră, vorbind aici de toate secțiile sportive, numai de handbal, da? Trebuie să fie una la înălțimea așteptărilor, adică vorbim de pe o parte de costuri financiare și materiale, pe de altă parte de performanțe emoționale, pentru că oamenii care vin la voi și vă susțin în sala polivalentă, vin să vă susțină pentru a câștiga, pentru că ei așa își doresc de la voi, să câștigați în meciurile pe care le purtați cu adversarele din teren. Nu e treaba sportivilor să se gândească la ce face administrativ. Administrativ da, vine și oferă condiții. Fetele se concentrează la ce au de făcut. Nu trebuie să se îngrijoreze ele de ceea ce facem noi, dacă ne este nouă greu sau ușor. Asta este treaba noastră și e asumată. Și venim în fața lor și încercăm să rezolvăm orice problemă. Nu încerca să-mi duci sportivele în zona aceasta, că nu e treaba lor. Îți răspund eu cu mare drag la orice întrebare. Nu, n-ai înțeles prea bine întrebarea, fiatel Marine. Eu mă refer la responsabilitatea. Ele nici nu trebuie să mi le stresez, că trebuie să duc la un antrenament. Bine, că te scot atunci pe tine dacă din vrei, întrebare. Dacă vrei, poți să întrebi pe Denisa ce face Marine, în timpul liber. Marine, întrebarea asta așa, întrebarea asta clar nu te vizează pe tine și categoric nici pe mine. Cum reușești să se mențină fetele atât de frumoase, ținând cont că au foarte puțin timp liber, iar majoritatea fetelor de vârsta lor fac eforturi imense să se mențină frumoase apelând la medicina estetică? Cum adică nu mă privești? Ce vrei să mă? Nu ești fată, în primul rând. Hai, vă rog, ia răspunde. Prima răspunde. Pentru că noi, având o dietă mult mai echilibrată, poate, vorbind de aspectul fizic, având o dietă mult mai echilibrată decât ele și celelalte fete, nu avem nevoie de aceste mici ajustări, da. Deci chiar stă în dietă și în sport până la urmă pentru... Da, până la urmă. Mens sana in corpore sano, vorbim de... Da. Păi tocmai l-ai întrebat un pic mai devreme de când au început. Păi când de mic... Să te treci pe tine mai bine. Mai întrebe-te. Eu, da. Încerc să mă mențin, o să vă spun dieta mea în altă emisiune. Păi nu mai, păi ne trebuie 3 emisiuni ca să-ți spui dieta ta, lasă. Nu mai ne spune pentru că e destul de complicată și noi nu stăm în zona aceea de performanță sportivă pentru că stilul nostru de viață este cu totul altul. Deși ne-am dorit, cred că în fiecare zi să fim în sală și să avem o dietă și să facem sport, dar din păcate programul nu ne permite acest lucru. Sperăm că și voi să mergeți cu sportul acesta până la capăt, iar după aceea de ce nu să rămâneți în zona în momentul în care finalizați cu cariera sportivă de performanță, ce vă doriți, să rămâneți în domeniu sau nu știu, vă vedeți făcând un alt job sau altceva? Cred că întrebarea asta nu are răspuns momentan. Da, pentru că mai sunt foarte mulți vreme. Ani. Deci nu v-ați gândit, da, nu ați luat în calcul varianta de... Și dacă ne-am gândit acum, probabil nu se va ține până da, la final. Da, nu se știe ce se întâmplă până... În mare parte, da, eu mi-aș dori să rămân în domeniu. Pentru că asta am făcut de o viață, asta mă... Dar nu se știe ce se va întâmpla. Și eu am făcut atletism de performanță și după aceea am făcut cu totul altceva când m-am intrat. De asta adică nu pot să vorbesc acum peste 10 ani. Da. În momentul de față, ca idee, ar fi să rămân. Să jucați cât mai mult, să vă ridicați cu tabalelor cât mai sus, pentru a obține rezultate financiare cât mai bune și performanțe cât mai înalte. Da, e prematur spus ce o să fac peste 10 ani. E mult prea devreme, dar ca idee, da, ar fi... Deci trageți tare pentru a vă maximiza la maxim potențialul pe care îl aveți și pentru a obține rezultate cât mai înalte. Da.
spre zona de prieteni în afara echipei, aș vrea să vă întreb și de zona asta de familie. Cum interacționați în perioada sărbătorilor? Că vorbim de sărbătorile pascale care o să urmeze, probabil au fost sărbătorile de iarnă. Probabil numai atunci vă întâlniți cu ei și interacționați. În rest sunteți pe teren și cu echipa. În mare parte prietenii mei își fac programul după mine, să zic așa. Așa, da. Capul mesei e unde stau eu, corect. Aici ai spus foarte bine. Pentru mine e mai greu să-mi fac programul după ei. Ce înseamnă? Câte zile libere ai în perioada Crăciunului și a sărbătorilor pascale? Nu cred că să știi. No, mereu cred că e diferit. Două, fiecare n-a fost diferit. Da, două, trei. Adică pe 26 seara am avut antrenament. Da. Au fost anii care am avut pe 26. Deci măcar prea bine, da. Că după aia gata, ai la antrenament. Da. Întrebarea este dacă au gustat sarmale. Cine mănâncă sarmale? Exact, dacă au gustat sarmale. Nu mâncați? Hai, spune că nu ne auzim decât noi acum. Da. E clar că... Da. Păi așa. Toată lumea cred că mănâncă sarmale. Frumos punctat, da. Foarte bine punctat. Toată lumea cred că mănâncă sarmale. Când am avut meci în cupele europene, am ajuns acasă în ziua de... Am avut meci în Turcia și am venit acasă în ziua de Paști. Țin minte că am ajuns în ziua de duminică, exact, undeva la prânz am ajuns acasă. Adică... Și a intrat direct în bucătărie. Erau toate făcute așa, deja. Păi, da, păi nu, ai intrat direct în bucătărie să le savurezi. Ce mâncare, care e mâncarea preferată pe care o aveți? Care e mâncarea preferată în afara sezonului? Mie îmi plac foarte mult pastele. Pastele. Până foarte acum mult. 3 ani nu mâncam paste absolut deloc. Doar că mi s-au schimbat gusturile și v-ați acum îmi plac. Sau doar întâmplător? Nu, cred că este întâmplător. Și la desert? Ceva cu ciocolată. Ceva cu ciocolată. Place ciocolată așa mult. Mărina, hai să întrebăm și pe tine. Dar că ție îți place și desert și paste. Surprinzător. Să vă spun că tu mănânci ciorbă de mur, zici. Cum place ciocolata, surprinzător de nou. Da. Eu nu înțeleg oamenii care nu... Nu le place ciocolata, da. Foarte frumos. Nu înțeleg. Și mie mi-e greu să... Eu am dietă pe șpriț, pe alte. Nu, no, aici e altă categorie. E altă categorie. Aici, nu, hai să nu intrăm în zona asta, ți-am zis că nu sunt... Da, mă bucur că aveți un stil de viață sănătos, mă bucur că țintiți obiective de performanță cât mai înalte, mă bucur că aveți un mental sănătos, extraordinar de sănătos și cred că asta vă ajută foarte mult în viață și în același timp cred că spiritul de echipe de aici, de la SC Lucrăm, își pune amprenta asupra voastră, indiferent unde veți ajunge în viața asta și ce ați face. Mărine, din punct de vedere administrativ, mai avem mai puțin de 2 minute din emisiune. Aș vrea să te întreb obiectivele pentru anul în curs pe care îl aveți, scurt și la obiect, după aceea desfacem încheierea. Păi, fetele au spus care este obiectivul la handbal. Încercăm să tragem tare acum pe final și să jucăm în EHF. La volei cred că putem să terminăm pe locul 5. Și la basket suntem în play-out, să terminăm pe un loc cât mai bun. N-am vorbit absolut deloc despre băieții de la Kempo, despre secția de box și despre fetele de la Ecvestru, care au rezultate foarte bune și ne bucură foarte tare. Ce vreau eu să spun este că le mulțumesc colegilor mele, și noi mulțumim. mult mai frumoase și mai talentate decât mine, că s-au relaxat și că am avut o emisiune frumoasă, vă spun eu că a ieșit. Alexandra și Denisa, ultimele cuvinte. Aș vrea totuși să-i rog pe oameni să vină la sală. La meciul cu Buzău de acasă. Să revedeți cu Buzău acasă, vedeți fetele. Alexandra și Denisa, ultimul cuvânt vă aparține. Un mesaj pentru telespectatorii Accent TV Oltenia și radioascultătorii care vă ascultă pe 96.2 FM Oltenia. În primul rând, mulțumim pentru invitație. A fost o experiență foarte plăcută. Și vreau să le transmit suporterilor că îi așteptăm la sală să ne susțină și le mulțumim și pentru susținerea de până acum. Cred că a spus tot, Alexandra. Vă așteptăm la sală să ne susțineți pentru că avem nevoie de suportul contează tuturor. Contează suportul galeriei în momentul în care sunteți pe servața de joc și care vă încurajează, fie că câștigați, fie că sunt momente de cumpănă. Da. Enorm. Enorm. Eu vă spun ca om care stau în sală și simt pulsul și simt că atunci când sală energia care pleacă ele, din le împinge de la spate și le ridic, le împinge de la spate și poate să dea te maxim. Uiți în jur și zici stai, lumea se uită la noi, hai să le arătăm ceva extraordinar. Frumos. Și de-aia spunem de fiecare dată veniți în sală și intrați în energia aia meciului. Este altceva și decât să vezi sportivi la televizor. Așadar veniți la sală, susțineți sportivele și sportivii preferați și la sală poate ne spune și Denisa ce face în timpul liber. Mulțumesc că ați fost alături de noi cu alta emisiune, vă mulțumesc că ai fi alături
astăzi pe programele Radio Accent 92 FM Oltenia și pe Accent TV Oltenia. Rămâneți alături de programele pe care le trimitem pentru dumneavoastră și de muzica noastră bună. La revedere, numai bine! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Leonard Filip.